Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Haideți acum să vorbim despre concediu în limba germană. Cum spunem în limba germană concediul? Der Urlaub. Der Urlaub. Și haideți să vedem un mic text. Este o mică discuție la întoarcerea din concediu, o mică discuție cu prietenii. Eu voi citi textul și îl voi traduce și este bine să repetați după mine textul pe care îl citesc, pentru că așa vă veți obișnui mai ușor cu conversația în limba germană. Și auzindu-vă cum pronunțați cuvintele, vă veți și da seama dacă le pronunțați corect. Deci este bine întotdeauna să repetați cu voce tare pentru a vă obișnui cu pronunția. Wie war dein Urlaub? War er erholsam? Haideți să repetăm. Wie war dein Urlaub? War er erholsam? Ce înseamnă asta? Cum a fost concediul tău? Te-ai relaxat? Er war echt schön. Wir haben uns richtig erholt. Er war echt schön. Wir haben uns richtig erholt. A fost foarte frumos. Ne-am relaxat cu adevărat. Würdest du dorthin wieder fahren? Würdest du dorthin wieder fahren? Ai mai merge acolo? Ja, Santorini ist ein schöner Ort. So einen tollen Urlaub hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, Santorini ist ein schöner Ort. So einen tollen Urlaub hatten wir schon lange nicht mehr. Da, Santorini este un loc frumos. Un concediu atât de grozav nu am mai avut de mult. Wie war das Wetter? Wie war das Wetter? Cum a fost vremea? Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es hat nur einmal in einer ganzen Woche geregnet. Să repetăm. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es hat nur einmal in einer ganzen Woche geregnet. Am avut noroc cu vremea, a plouat doar o singură dată într-o săptămână întreagă. Und wie war das Hotel? Warst du zufrieden mit der Unterkunft? Să repetăm. Und wie war das Hotel? Warst du zufrieden mit der Unterkunft? Și cum a fost hotelul? Ai fost mulțumită de cazare? Das Hotel war sehr gut und sehr nahe an dem Strand. Das Essen war gut und das Personal freundlich. Haideți să mai repetăm răspunsul. Das Hotel war sehr gut und sehr nahe an dem Strand. Das Essen war gut und das Personal freundlich. Hotelul a fost foarte bun și plaja foarte aproape. Mâncarea a fost bună și personalul prietenos, angajații prietenoși. Haideți să repetăm tot textul. Wie war dein Urlaub? War er erholsam? Er war echt schön. Wir haben uns richtig erholt. Würdest du dorthin wieder fahren? Ja, Santorini ist ein schöner Ort. So einen tollen Urlaub hatten wir schon lange nicht mehr. Wie war das Wetter? Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es hat nur einmal in einer ganzen Woche geregnet. Wie war das Hotel? Warst du zufrieden mit der Unterkunft? Das Hotel war sehr gut und sehr nahe an dem Strand. Das Essen war gut und das Personal freundlich. Iar acum că am citit textul, haideți să învățăm și câteva cuvinte. Să începem cu primul cuvânt. Este bine să repetați după mine cuvintele, deoarece cu cât le repetați mai des, cu atât le veți reține mai ușor. Der Urlaub. Der Urlaub. Este concediul. Schön. Schön înseamnă grozav. Erholsam. Erholsam este relaxant.
Der Ort. Der Ort este locul. Das Wetter. Das Wetter este vremea. Das Glück. Das Glück este fericirea, norocul. Regnen. Regnen înseamnă a ploua. Die Woche. Die Woche este săptămâna. Das Hotel. Das Hotel este hotelul. Die Unterkunft. Die Unterkunft este cazarea. Das Essen. Das Essen este mâncarea. Der Strand. Der Strand este plaja. Das Personal. Das Personal este personalul angajat. Și haideți să repetăm cuvintele. Der Urlaub. Schön. Erholsam. Der Ort. Das Wetter. Das Glück. Regnen. Die Woche. Das Hotel. Die Unterkunft. Das Essen. Der Strand. Și das Personal. Haideți să vorbim despre weekendul cu familia. Cum spunem asta în limba germană? Das Wochenende mit der Familie. Das Wochenende mit der Familie. Și haideți să citim un mic text. Guten Morgen, Kinder. An diesem Wochenende machen wir eine Reise. Was denkt ihr? Haideți să repetăm. Guten Morgen, Kinder. An diesem Wochenende machen wir eine Reise. Was denkt ihr? Bună dimineața, copii! Weekendul acesta vom pleca într-o excursie. Ce ziceți? Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Asta e minunat. Wo wollt ihr dieses Wochenende hin? Wo wollt ihr dieses Wochenende hin? Unde vreți să mergeți în acest weekend? Ich will in den Zoo. Ich will in den Zoo. Eu vreau să merg la grădina zoologică. Wir waren das letzte Mal im Zoo. Wie wäre es mit einem Museum oder dem Wasserpark? Wir waren das letzte Mal im Zoo. Wie wäre es mit einem Museum oder dem Wasserpark? Am fost la grădina zoologică data trecută. Ce ziceți de un muzeu sau de un parc acvatic? Ich mag keine Museen. Gehen wir zum Wasserpark. Ich mag keine Museen. Gehen wir zum Wasserpark. Mie nu-mi plac muzeele. Să mergem la parcul acvatic. Ok, der Wasserpark macht viel Spaß. Holt euch euren Badeanzug und macht euch fertig. Ok, der Wasserpark macht viel Spaß. Holt euch euren Badeanzug und macht euch fertig. Ce înseamnă asta? Ok, parcul acvatic este foarte distractiv. Luați-vă costumele de baie și pregătiți-vă. Haideți să repetăm textul. Guten Morgen, Kinder. An diesem Wochenende machen wir eine Reise. Was denkt ihr? Das ist wunderbar. Wo wollt ihr dieses Wochenende hin? Ich will in den Zoo. Wir waren das letzte Mal im Zoo. Wie wäre es mit einem Museum oder dem Wasserpark? Ich mag keine Museen. Gehen wir zum Wasserpark. Okay, der Wasserpark macht viel Spaß. Holt euch euren Badeanzug und macht euch fertig. Iar acum, haideți să învățăm și niște cuvinte din acest text. Eu voi citi cuvintele și le voi traduce și voi este bine să repetați cuvintele după mine pentru a le reține mai repede. Haideți să începem cu primul cuvânt. Die Kinder. Die Kinder înseamnă copii. Das Wochenende. Das Wochenende, weekendul.
Die Reise. Die Reise. Călătoria. Wunderbar. Wunderbar înseamnă minunat. Gehen. Gehen înseamnă a merge. Der Zoo. Der Zoo este grădina zoologică. Das Museum. Das Museum este muzeul. Der Wasserpark. Der Wasserpark, parcul acvatic. Holen. Holen este verbul a lua. Și der Badeanzug. Der Badeanzug este costumul de baie. Și acum haideți să reluăm cuvintele, pentru că reluând cuvintele le vom învăța mai rapid. Cu cât repetați mai mult cuvintele, cu atât le veți învăța mai repede. Die Kinder. Das Wochenende. Die Reise. Wunderbar. Gehen. Der Zoo. Das Museum. Der Wasserpark. Holen. Și der Badeanzug. Haideți să vorbim acum despre micul dejun în limba germană. Cum spunem în limba germană micul dejun? Das Frühstück. Das Frühstück. Și haideți să începem cu un mic text. Eu voi citi textul, îl voi traduce și este bine ca voi să repetați propozițiile pe care vi le citesc, pentru că așa vă veți obișnui mai ușor cu conversația în limba germană. Haideți să începem cu prima propoziție. Jeden Morgen wacht Gina sieben auf. Să repetăm propoziția. Jeden Morgen wacht Gina sieben auf. Ce înseamnă asta? În fiecare dimineață, Gina se trezește la ora 7. Sie geht in die Küche und fängt an, das Frühstück zuzubereiten. Haideți să repetăm. Sie geht in die Küche und fängt an, das Frühstück zuzubereiten. Să traducem propoziția. Ea intră în bucătărie și începe să pregătească micul dejun. Sie stellt zuerst die Teller und das Besteck auf den Tisch. Sie stellt zuerst die Teller und das Besteck auf den Tisch. Ea pune mai întâi farfuriile și tacâmurile pe masă. Sie gibt etwas Öl in die Pfanne und bereitet Spiegeleier und Speck zu. Haideți să repetăm. Sie gibt etwas Öl in die Pfanne und bereitet Spiegeleier und Speck zu. Ce înseamnă asta? Ea pune puțin ulei în tigaie și pregătește niște ouă prăjite cu bacon. Sie schneidet Brot und steckt es in den Toaster. Sie schneidet Brot und steckt es in den Toaster. Ea taie pâine și o pune în prăjitorul de pâine. Sie wäscht einige Tomaten und macht einen Salat. Sie wäscht einige Tomaten und macht einen Salat. Apoi spală niște roșii și face o salată. Wenn der Toast fertig ist, nimmt sie ihn aus dem Toaster. Wenn der Toast fertig ist, nimmt sie ihn aus dem Toaster. Când pâinea este gata, o scoate din prăjitor. Sie gießt Kaffee und Milch in eine Tasse und ihr Frühstück ist fertig. Sie gießt Kaffee und Milch in eine Tasse und ihr Frühstück ist fertig. Ea toarnă niște cafea și lapte într-o ceașcă și micul dejun este gata.
Haideți să repetăm întregul text. Jeden Morgen wacht Gina sieben auf. Sie geht in die Küche und fängt an, das Frühstück zuzubereiten. Sie stellt zuerst die Teller und das Besteck auf den Tisch. Sie gibt etwas Öl in die Pfanne und bereitet Spiegeleier und Speck zu. Sie schneidet Brot und steckt es in den Toaster. Sie wäscht einige Tomaten und macht einen Salat. Wenn der Toast fertig ist, nimmt sie ihn aus dem Toaster. Sie gießt Kaffee und Milch in eine Tasse und ihr Frühstück ist fertig. Iar acum că am citit textul, haideți să învățăm și câteva cuvinte legate de micul dejun pe care le-am învățat în acest text, pe care le-am folosit în textul pe care l-am citit. Să vedem primul cuvânt. Eu voi citi cuvintele, vi le voi traduce și este bine să repetați cuvintele după mine pentru a vă obișnui cu pronunția lor. Să vedem primul cuvânt, das Frühstück. Das Frühstück înseamnă micul dejun. Der Morgen. Der Morgen este dimineața. Aufwachen. Aufwachen înseamnă a se trezi. Gehen. Gehen înseamnă a merge. Die Küche. Die Küche este bucătăria. Vorbereiten. Vorbereiten înseamnă a pregăti, a prepara. Die Teller. Die Teller. Farfuriile. Das Besteck. Das Besteck înseamnă tacâmurile. Der Tisch. Der Tisch este masa. Die Bratpfanne. Die Bratpfanne este tigaia. Die Spiegeleier. Die Spiegeleier sunt ouăle prăjite. Ouăle ochi. Der Speck. Der Speck. Este șunca sau baconul. Și das Brot. Das Brot este pâinea. Haideți să reluăm cuvintele. Das Frühstück. Der Morgen. Aufwachen. Gehen. Die Küche. Vorbereiten. Der Teller. Das Besteck. Der Tisch. Die Bratpfanne. Die Spiegeleier. Der Speck. Și ultimul cuvânt, das Brot. Și haideți să continuăm. Der Toaster. Der Toaster înseamnă prăjitorul de pâine. Stellen. Stellen este verbul a pune. Gießen. Gießen înseamnă a turna. Die Tomaten. Die Tomaten sunt roșiile. Der Salat. Der Salat este salata. Der Kaffee. Der Kaffee este cafeaua. Die Milch. Die Milch este laptele. Die Tasse. Die Tasse înseamnă cana. Și ultimul cuvânt este fertig.
ce înseamnă asta? Gata. Haideți să repetăm cuvintele. Să începem cu primul cuvânt, Der Toaster. Și acum să vedem și verbele. Stellen și gießen. Die Tomaten. Der Salat. Der Kaffee. Die Milch. Die Tasse. Și fertig. Haideți să vorbim despre petrecerile cu prieteni. Cum spunem o petrecere cu prietenii? În germană, eine Party mit Freunden. Eine Party mit Freunden. Și haideți acum să începem cu un mic text legat de petrecerea unei zile de naștere împreună cu prieteni. Vă voi citi textul și este bine să repetați după mine. Haideți să începem să citim prima propoziție, o voi citi, o voi traduce și apoi trecem la următoarele propoziții. Lisa hat ihre Freunde eingeladen, um ihren Geburtstag zu feiern. Lisa hat ihre Freunde eingeladen, um ihren Geburtstag zu feiern. Lisa și-a invitat prietenii să-și sărbătorească ziua de naștere. Sie hat den Tisch vorbereitet. Să repetăm, sie hat den Tisch vorbereitet. Ea a pregătit masa. Sie legte das Besteck und das Geschirr auf den Tisch und ging die Kaffeekanne holen. Haideți să repetăm. Sie legte das Besteck und das Geschirr auf den Tisch und ging die Kaffeekanne holen. A pus tacâmurile și vesela pe masă și s-a dus să ia ibricul de cafea. Sie brachte auch etwas Milch aus dem Kühlschrank. Sie brachte auch etwas Milch aus dem Kühlschrank. Ea a adus și niște lapte din frigider. Sie überprüfte den Kühlschrank, um sicherzustellen, dass der Geburtstagskuchen und die Getränke in Ordnung sind. Haideți să repetăm. Sie überprüfte den Kühlschrank, um sicherzustellen, dass der Geburtstagskuchen und die Getränke in Ordnung sind. Ea a verificat frigiderul pentru a se asigura că tortul aniversar și băuturile sunt în ordine. Für den Tee brachte sie ihre beste Teekanne und Tassen und vergewisserte sich, dass es genug Milch und Zucker gibt für den Tee. Für den Tee brachte sie ihre beste Teekanne und Tassen und vergewisserte sich, dass es genug Milch und Zucker gibt für den Tee. Pentru ceai a adus cel mai bun ceainic și cele mai bune cești și s-a asigurat că există suficient lapte și zahăr pentru ceai. Sie legte ein paar Kuchen und Kekse auf den Tisch und brachte die Sandwiches. Haideți să repetăm. Sie legte ein paar Kuchen und Kekse auf den Tisch und brachte die Sandwiches. Ea a pus niște prăjituri și biscuiți pe masă și a adus sandvișurile. Sie freut sich sehr auf die Party und ist glücklich, dass ihre Freunde auf dem Weg zu ihr sind. Haideți să repetăm și ultima propoziție. Sie freut sich sehr auf die Party und ist glücklich, dass ihre Freunde auf dem Weg zu ihr sind. Ea este foarte încântată de petrecere și este fericită că prietenii ei sunt în drum spre ea. Acum că am citit și am tradus textul, haideți să-l mai repetăm pentru a ne obișnui cu pronunția și cu cuvintele și a învăța cuvintele. Lisa hat ihre Freunde eingeladen, um ihren Geburtstag zu feiern.
Sie hat den Tisch vorbereitet. Sie legte das Besteck und das Geschirr auf den Tisch und ging die Kaffeekanne holen. Sie brachte auch etwas Milch aus dem Kühlschrank. Sie überprüfte den Kühlschrank, um sicherzustellen, dass der Geburtstagskuchen und die Getränke in Ordnung sind. Für den Tee brachte sie ihre beste Teekanne und Tassen und vergewisserte sich, dass es genug Milch und Zucker gibt für den Tee. Sie legte ein paar Kuchen und Kekse auf den Tisch und brachte die Sandwiches. Sie freut sich sehr auf die Party und ist glücklich, dass ihre Freunde auf dem Weg zu ihr sind. Și acum haideți să trecem mai departe și să învățăm și cuvintele din acest text. Cuvintele noi. Haideți să începem cu primul cuvânt. Verbul feiern. Feiern. Ce înseamnă feiern? Înseamnă a sărbători. Der Freund. Der Freund înseamnă prietenul. Der Geburtstag. Der Geburtstag este ziua de naștere. Vorbereiten. Vorbereiten înseamnă a pregăti. Der Tisch. Der Tisch este masa. Stellen. Stellen este verbul a pune. Das Besteck. Das Besteck sunt tacâmurile. Das Geschirr. Das Geschirr sunt vasele. Die Kaffeekanne. Die Kaffeekanne este ibricul de cafea. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank este frigiderul. Die Getränke. Die Getränke sunt băuturile. Der Geburtstagskuchen. Der Geburtstagskuchen este tortul aniversar. Der Tee. Der Tee este ceaiul. Die Teekanne. Die Teekanne este ceainicul. Die Tasse. Die Tasse este ceașca. Die Kekse. Die Kekse sunt biscuiții. Die Sandwiches. The sandwiches sunt sandvișurile. Și haideți acum să repetăm cuvintele. Cu cât le repetați mai des, cu atât le veți reține mai ușor. Deci este important să repetați cuvintele cât mai des și să le repetați cu voce tare, pentru că dacă vă auziți pronunțând cuvintele, vă veți da seama dacă le pronunțați corect sau nu. Feiern. Der Freund. Der Geburtstag. Vorbereiten. Der Tisch. Stellen. Das Besteck. Das Geschirr. Die Kaffeekanne. Die Kaffeekanne. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Die Getränke. Die Getränke. Der Geburtstagskuchen. Der Geburtstagskuchen. Der Tee. Die Teekanne. Die Tasse. Die Kekse. Și ultimul cuvânt, die Sandwiches. Haideți să vorbim despre pregătirile de nuntă în limba germană. Cum spunem asta în germană? Die Hochzeitsvorbereitungen. Să repetăm, die Hochzeitsvorbereitungen. Ce avem aici? Avem un cuvânt compus din Hochzeit, care este nunta, și Vorbereitungen, care sunt pregătirile. Deci, pregătirile de nuntă. Hochzeit. Nunta și Vorbereitung în pregătirile. Și haideți să începem cu un mic text.
Also, Maria, du wirst bald heiraten. Wie läuft es so? Haideți să repetăm. Also, Maria, du wirst bald heiraten. Wie läuft es so? Ce înseamnă asta? Deci, Maria, te căsătorești în curând. Cum îți merge? Nun, wir haben viel vor. Nun, wir haben viel vor. Păi avem multe de făcut. Logisch. Hast du dir schon ein Kleid gekauft? Logisch. Hast du dir schon ein Kleid gekauft? Cred că aveți. Deci ți-ai cumpărat deja o rochie? Ja, natürlich habe ich ein Kleid gekauft. Das ist der wichtigste Teil. Ich habe es letzte Woche abgeholt. Haideți să repetăm. Ja, natürlich habe ich ein Kleid gekauft. Das ist der wichtigste Teil. Ich habe es letzte Woche abgeholt. Ce înseamnă asta? Da, desigur, mi-am cumpărat o rochie. Asta este partea cea mai importantă. Am adus-o, am luat-o săptămâna trecută. Hast du schon eine Band gesucht? Hast du schon eine Band gesucht? Ai angajat deja o formație muzicală? Nein, wir haben noch keine Band gesucht. Nein, wir haben noch keine Band gesucht. Nu, încă nu am angajat o formație. Welches Menü werdet ihr haben? Welches Menü werdet ihr haben? Ce fel de meniu veți avea? Wir werden traditionelles Essen haben. Wir werden traditionelles Essen haben. Vom avea mâncare tradițională. Schön. Schön, grozav. Hast du die Blumen bestellt? Hast du die Blumen bestellt? Ai comandat florile? Nein, noch nicht. Ich habe die Blumen nicht bestellt, weil ich auf besondere Blumen vom Floristen warte. Also warte ich noch. Nein, noch nicht. Ich habe die Blumen nicht bestellt, weil ich auf besondere Blumen vom Floristen warte. Also warte ich noch. Nu, nu încă. Nu am comandat florile pentru că aștept niște flori deosebite de la florării. Încă le mai aștept. Leider wurde ich nicht eingeladen. Leider wurde ich nicht eingeladen. Ei bine, din păcate, eu nu am fost invitat. Oh, ich habe deine Einladung heute mitgebracht. Hier ist sie ja. Haideți să repetăm. Oh, ich habe deine Einladung heute mitgebracht. Hier ist sie ja. Oh, am invitația la mine, poftim. Vielen Dank. Vielen Dank. Grozav, mulțumesc. Haideți să repetăm textul. Also, Maria, du wirst bald heiraten. Wie läuft es so? Nun, wir haben viel vor. Logisch, hast du dir schon ein Kleid gekauft? Ja, natürlich habe ich ein Kleid gekauft. Das ist der wichtigste Teil. Ich habe es letzte Woche abgeholt. Hast du schon eine Band gesucht? Nein, wir haben noch keine Band gesucht. Welches Menü werdet ihr haben? Wir werden traditionelles Essen haben. Schön. Hast du die Blumen bestellt? Nein, noch nicht. Ich habe die Blumen nicht bestellt, weil ich auf besondere Blumen vom Floristen warte. Also warte ich noch. Leider wurde ich nicht eingeladen. Oh, ich habe deine Einladung heute mitgebracht. Hier ist sie ja. Vielen Dank. Iar acum haideți să vedem și cuvintele. Eu voi citi cuvintele și este bine să le repetați după mine. Die Hochzeit. Die Hochzeit. Este nunta. Heiraten. Heiraten înseamnă a se căsători. Bald. Bald înseamnă curând. Planen. Planen înseamnă a plănui. Die Planung. Die Planung înseamnă planificarea. Kaufen. Kaufen înseamnă a cumpăra. Das Kleid. Das Kleid înseamnă rochia. Letzte Woche. Letzte Woche înseamnă săptămâna trecută.
abholen. Abholen înseamnă a lua, a ridica. Die Band. Die Band înseamnă trupa. Das traditionelle Essen. Das traditionelle Essen, mâncarea tradițională. Bestellen. Bestellen înseamnă a comanda. Die Blumen. Die Blumen înseamnă florile. Și die Einladung. Die Einladung înseamnă invitația. Și haideți să mai repetăm o dată cuvintele. Die Hochzeit. Heiraten. Bald. Planen. Die Planung. Kaufen. Das Kleid. Letzte Woche. Abholen. Die Band. Das traditionelle Essen. Bestellen. Die Blumen. Și die Einladung.